Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Brugat.ro și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea tabletei Smyro EV Energy 9.7, o tabletă pe care am primit-o în teste de la Smyro în urmă câteva zile și pe care am despachetat-o în prealabil și despre care pot spune foarte multe lucruri interesante. În primul rând vă voi arăta ce se află în cutie. Avem certificatul de garanție de la Smyro, o garanție extinsă care este foarte utilă în cazuri în care tableta se deteriorează accidental sau este furată. Avem și un manual cu instrucțiuni, scurt și la obiect. Un adaptor pentru un cablu mini USB. De fapt, un adaptor mini USB pentru un cablu USB. Un cablu mini USB. Încărcătorul. Și, bineînțeles, tableta pe care vă voi prezenta pe larg în următoarele minute. Este o tabletă dotată cu un procesor dual-core ROG-chip ARM-Cortex A9 de 1,5 GHz cu diagonala ecranului de 9,7 inch, de aici vine și numele tabletei Smyro 9.7 Web Energy. Ecranul este capacitiv în 5 puncte, rezoluția este de 1024x768 pixeli. Capacitatea memoriei interne a tabletei este de 8 GB, poate fi extinsă cu încă 32 de GB prin intermediul unui card microSD. Capacitatea memoriei RAM este de 1 GB. Chipsetul video este Mali 400. Iar pe partea din față, pe lângă ecran, mai găsim și camera de 0,3 megapixeli pentru conferințe sau pentru autoportrete. Pe partea din spate găsim camera foto principală de 2 megapixeli și mai multe specificații care caracterizează tableta, și anume sistemul de operare Android Jelly Bean, procesorul dual-core, ecranul IPS, 8 GB de memorie internă, conectivitate Wi-Fi și conexiunea HDMI. Bineînțeles, găsim și adresa site-ului Smyro. Pe partea din spate se mai găsește și difuzorul și cam atât. În ceea ce privește alte elemente importante ale tabletei, pe partea de sus, dacă este să luăm camera ca fiind situată în partea de sus, avem butonul pentru pornire, închidere aparat sau pentru blocare de blocare ecran, butoanele pentru volum. Volumul poate fi ajustat și de pe butoanele virtuale de pe ecran. Tot pe ecran găsim butoanele virtuale Back, Home, aplicațiile deschise. Am conectat-o la internet și vă pot arăta cât de rapid se mișcă pe tot felul de site-uri. Haideți să intrăm pe site-ul Smyro. Tableta se mișcă cu o viteză foarte bună. Chiar Smyro 9.7 Web Energy este prezentată pe prima pagină. Aici puteți găsi mai multe detalii despre tabletă. Și trebuie să vă spun, așa cum v-am arătat, să vă mai spun încă o dată, că aceia care cumpără o tabletă Smyro Web Energy 9.7 în perioada 15 septembrie-31 ianuarie, intră într-o campanie și primesc o garanție suplimentară în caz de deteriorare accidentală sau furt al tabletei pe o perioadă de 365 de zile. Mai multe detalii despre tabletă. Și ce pot să vă spun, tableta este ușor de ținut în mână, cu toate că are o greutate de 570 de grame. Datorită unui design ergonomic, este curbată pe partea din spate. Tableta are aplicații preinstalate precum Facebook, Skype, YouTube, Photo Editor, 7 seri, documente, newspapers și multe, multe alte documente, alte aplicații. Yahoo Messenger și așa mai departe. YouTube, Works Newspaper. Este o tabletă interesantă, căreia îi voi realiza un review complet în curând. Aceasta a fost o scurtă prezentare a capabilităților tabletei. Așteptările voastre despre acest gadget Smyro și vă invit să-mi recomandați alte
Gadgeturi Smilo pentru teste și pentru review-uri. Aștept părerile voastre și vă invit la comentarii.